Sunt doar băieți, bine m-am găsit astăzi la un nou video. Astăzi ne jucăm PUBG. Nu pot să fac live, că nu. Știți voi deja, nu mai trebuie să zic. Nu mă las să fac live. Nu știu. Nu mi-am luat strike sau astea, dar efectiv. Nu știu, cred că o să mă ne apucăm de Twitch, băieți. Dar de asta am vrut să fac video ăsta ca să vedem. Și ce să ne apucăm de Twitch. Pentru că pe YouTube deja nu se mai merită. Nici nu crește în abonați. Nu știu ce să zic. Trebuie o mașină. Nu este pe ce mașină bădă este. Hai să mergem în los să folosesc un emoticon. Sper că mă înțelegeți de ce vreau să mă mut pe Twitch, pentru efectiv YouTube. Fac deja deci anul viitor în 2 ani deja fac 2 ani de YouTube și am doar 700 de abonați, vezi? Asta ce înseamnă? Pentru că eu n-am crescut. Într-un an am crescut 700 de abonați, vorbesc serios, really? Și efectiv fără promovare ești mor pe YouTube. Deci efectiv nu se mai merită să faci YouTube. Te apuci de Twitch, acolo ai misiuni și dacă îndeplinești misiunile alea primești și bani. Nu mii de bani, efectiv, pentru că și de meserie asta. Când m-am apucat de YouTube am zis, mie nu trebuie bani, fac de distracție. Dar să stau singur pe live să merită? Eu zic că nu. Să-mi pierd nu nopțile, să-mi pierd mințile și de-astea nu se merită chiar deloc. Da. Vreau să lăsați în comentarii să văd ce ziceți. Să ne apucăm de Twitch. Vă las toate în descriere. E problemă, ne apucăm de Twitch. Vedem și acolo cum e. Ne mai facem acolo streamcraft. Dacă vreți. Și acolo ne apucăm. Să spuneți ce vreți. La ce aplicație vreți să ne mutăm. Dacă vreți să rămâne pe YouTube, rămâne și pe YouTube. Dar nu, eu zic că nu se merită. Videoclipul ăsta vreau să dați un share toți. Dacă vreți și doriți. Dați un share și să cam toți. Și dacă nu am fost în țara asta la convoi. Efectiv n-am putut, dar am venit după 8 acasă. Hai că sunt un conducător cu mașina asta. Și, na, efectiv, pierd zilele, că stau câte 3 ore aproape cu fiecare live, aproape, deci n-am să stau tot timpul, aproape, între 2 și 3 ore stau. Și, efectiv, bă, ce zice, se merită? Așa, eu vreau să spuneți voi dacă se merită. Toată lumea mă întreabă câți bani faci din YouTube? Zero, băieți. Și dacă am făcut eu glume că fac
nu știu, 2, 3 euro, nu fac. Stați liniștiți, vezi, nu fac chiar deloc. Nu faci. Chiar deloc, nu faci nimic. Și atunci, și dacă am calculatorul ăsta bun, ok, o să mă apuc de altceva, logic. De asta mi-am luat l-am primit în ghilimele calculatorul, să fac ceva cu el, nu? L-am cumpărat să nu fac live-ul astea, pentru că e și ceva. YouTube, efectiv, YouTube, ai niște reguli foarte nașpa. N-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia. Deci regula asta că l-am scurs, tu primești strike. Da? Primești strike, ce ai făcut? Stai o lună pe bară. Easy. Pe Twitch, efectiv, nu ai nicio regulă. Din câte știu eu, n-ai nicio regulă. Asta știu asta pentru că am prieteni care fac Twitch de un an și le merge foarte bine. Fac câte 50 de euro pe lună. Fac câte 50 de euro pe lună. Băieți, se scot 50 de euro pe lună. Cu 50 de euro pe lună, mai aminte n-aș fi un salară, la unii. Și băieții aia muncesc. Altul. Deci de asta vă zic, că... videoclipul ăsta îl postez, îl pun pe public. Și vreau să-l lăsați acolo în comentarii. Hai, vă pup, pa, pa!